Cei care s-au născut în zodia leului vor avea între 13 și 14 august o perioadă interesantă. Despre opoziția între Mercur și Neptun, pe direcția Fecioară-Pești, noi am vorbit la prezentarea generală, am vorbit și în cazul analizei financiare. Acum avem de-a face cu axa banilor și bunurilor și câștigurilor, care este controlată de energia declanșată de cele două planete, inegale ca valoare și diferite ca importanță și formă de manifestare. Dacă Mercur presupune comunicare și strategie și spirit practic cu privire la un fel de a munci, de a câștiga bani, de a-și vinde forța de muncă și valoarea, în casa a opta funcționează altceva. Funcționează o dorință de mărire prin bani, prin avere, dorința așa tașarea lor puternică față de o situație care, dacă s-ar schimba așa cum doresc și cum fac deocamdată niște diligențe, le-ar oferi resurse importante. Nu doar pentru a se echilibra financiar, ci și pentru a prospera, a se dezvolta, în fine. Sigur că unii vor spune care dezvoltare, care prosperitate în aceste vremuri. Nu-i chiar așa. Vremurile, noi am tot vorbit la rubrica despre finanțe, sunt într-o schimbare atât de puternică și de dinamică, încât gândul nostru încă nu poate să anticipeze tot ce se va petrece și cât și cum vor dura lucrurile. Sigur, pentru asta este astrologia. Așadar, să-i lăsăm pe cei născuți în zodia leului să-și viseze, să-și facă planuri și proiecte. Oricum, cu cât visează și cu cât pun în aplicare ceva din acest proiect major de viață, cu atât se va alege și el cu o parte de câștig. Dacă nu-și dorește nimic și nu pune nimic în aplicare, ce să câștige? Așadar, nu e vorba de castele în Spania, ci este vorba de un fel în care ei se văd foarte bine, într-o postură. Și acea postură este aducătoare de noroc, le deschide uși să câștige și de aici să valorifice. Dar nu e o latură meschină și speculativă, nici profitoare, nu e vorba de rapacitate sau zgârcenie sau dorință de înavuțire. E o chestiune mai elegantă, mai nobilă, chestiune superioară. De foarte multe ori își doresc un echilibru financiar sau un venit cu care să facă anume lucruri pentru a dezvolta ceva, iarăși, util, nobil, în slujba oamenilor, că și el va avea un beneficiu, da, dar de obicei e vorba de un beneficiu de imagine, de simpatie, de recunoștință pentru ceea ce au făcut. Nu este vorba numai de valoarea unui cont în bancă. Opoziția aceasta pune în permanență, față în față, latura practică cu latura idealistă, latura scurtă ca termen de manifestare, azi, acum, în această clipă, și latura care presupune o lungime mare de timp, și anume câțiva ani sau întreaga viață, de acum până la sfârșitul vieții, de acum pentru următorul deceniu și tot așa. Și atunci și timpii care intră în joc, și cauzele, și clauzele, și metodele sunt puse față în față. Din această confruntare leii vor avea de câștigat pentru că se lămuresc foarte clar despre ce este vorba. Și în sfârșit ar mai fi ceva, că acest Neptun în Pești, în casa a opta, mai colorează cu un strop de curaj, de personalitate și de inspirație un pragmatism care pentru moment este destul de limitat și de modest ca învergură. Între 15 și 17 august dimineața, posibilă confruntare cu cineva, mai ales într-un spațiu pedagogic, universitar sau de evoluție, de perfecționare profesională. Cei născuți în zodia leului încep să
nu fie de acord cu tot ce aud, ce văd, ce se spune, ce li se predă, ce li se cere, ce se așteaptă de la ei. Au opinii ferme la rândul lor, au un punct de vedere la care nu renunță, ba chiar sunt dispuși să se bată pentru asta. Bine, nu cu pumni și picioare, să se bată în argumente și în demonstrații. Se pot naște controverse, discuții pe o anume temă. Unele dintre acestea se pot asocia și cu ceva mai multă antipatie sau cu ostilitate. Altele pot să stea la baza unui conflict și unei dușmănii care să mai dureze încă destui ani. E de văzut. E de văzut pentru că Jupiter deocamdată e retrograd și ceea ce se croiește acum pe acest context ar ca trebui să se sfârșească în linii mari în preajma lui 1 noiembrie. Pentru că după aceea nu vor mai avea resurse, nu vor mai avea instrumente astrale ca să intervină într-un chip corect. Acolo unde e nevoie de o mână forte, de logică, de rectitudine morală, de stil, de abordare, de premisă. Și dacă acestea sunt exagerate în focul luptei, atunci sigur că va fi nevoie și de niște redresări. Unul să-și ceară scuze, altul să înțeleagă că a greșit sau că celălalt are și el dreptatea lui, orică el nu a deținut tot adevărul. În fine, niște remodelări ale traseului se vor face cu siguranță, dar nu se pot face decât, cum spuneam, până la sfârșitul lui octombrie și cu asta trebuie să se cam încheie toate aceste tribulații într-un spațiu al crezului conștiinței public exprimate. Atenție, aici e foarte important contextul pentru cei care sunt implicați în activități cu rezonanță sau cu efecte juridice, cum ar fi, de exemplu, oamenii politici, parlamentarii, oamenii cu funcții guvernamentale sau în instituții cheie. Între 17 august după ora 5 dimineața și 19 august după amiaza, un moment bun, de mare stabilitate, poate chiar și o victorie, reușesc să nu fie răsturnați din funcție, reușesc să nu fie dați la o parte, reușesc să reziste cu tenacitate, cu strategie, cu capacitate de luptă. Unii pot uimi pe cei cu care se confruntă câtă tactică au. Îi vor pune pe gânduri, pe ideea că sunt mai deștepți decât fusese reevaluați inițial, că sunt mai rezistenți decât s-a crezut, că sunt mai buni în ansamblu. Și acest lucru este un fapt pozitiv pentru evoluția lor ulterioară. Din 19 august după ora 15, luna se va plasa în următoarele zile în tranzit prin casa prietenilor, favorizând comunicarea cu aceștia, întâlnirile și vizitele. Atenție întreaga săptămână la opoziția Soare-Saturn. Soarele este în casa întâi, evident în zodia leului, în opoziție cu Saturn în vărsător, în casa a șaptea a relațiilor parteneriale și pune probleme esențiale legate de tot ce înseamnă parteneriat. Mai întâi relațiile între soții, mai întâi căsătoria, mai apoi divorțul, mai întâi dragostea cam greu de trăit și greu de pus în practică și contradicțiile care se nasc foarte ușor și care pun în pericol relația. Divergențe insolubile în apă și în alcool. Situații care sunt observate și de una și de cealaltă dintre părți. Fiecare vrea ca relația să dureze, dar niciunul nu poate să facă prea mult. E o neputință individuală, nu că ar fi o ostilitate foarte mare. Apoi sunt relațiile dificile cu cei cu care se aflau nativi într-o discuție, o negociere. La fel în ecuație intră contractele, unde brusc apar niște elemente care nu pot fi acceptate. Ele pot să aibă un aspect de surpriză,
Dar atenție, că așa cum e configurația astrală, arată mai degrabă surpriză, bine ticluită, pregătită dinainte, pe ideea, discutăm, ne împăcăm și când totul este rezolvat, pac, venim și noi la urmă și dăm lovitura finală. Să vedem, mai poate să dea înapoi, pe ideea că îi se închide gura sau este pus în fața unei situații din care nu mai are ieșire. Atenție la această formă de negociere care la un moment dat merge lin și brusc capătă o turnură specială. Dacă mă întrebați ce e de făcut, este să nu cedați. E o încercare, e o încleștare, dar este și ultima resursă a celor cu care vă tot confruntați într-o apărarea interesului lor. După ce vor da și această ultimă lovitură, vor rămâne fără muniții, fără argumente și dacă reușiți să depășiți momentul și vă mai interesează contractul și miza acelui contract, un program, un proiect, atunci lucrurile se vor schimba și, cum zice românul, o să vă vină noastră apă la moară. Apoi este vorba de relațiile cu funcționarii statului, reprezentanții unor instituții, destul de importante, nu e vorba de poștă sau de benzinărie, care pot să aibă o schimbare de atitudine. Fie dialogul interuman, fie felul în care se raportează la un text de lege, fie ce decizii iau. Și pentru că am folosit termenul decizie, mergem mai departe și ne gândim chiar la relațiile procesoare, la concluziile unei anchete, unei expertize, etc.